Votat în urma unei ședințe coincidente, noul cabinet de ministri a depus acum 2 ore jurământul. Ceremonia oficială a avut loc la președinție, unde Maia Sandu le-a transmis, printre altele, ca deciziile pe care le vor lua să reiasă din nevoile oamenilor de rând. Va face echipă cu noi miniștri și Irina Vlah, bașcanul Găgăuzi, care este membru din oficiu. Unii miniștri au fost deja prezentați colectivilor, iar Nicu Popescu a avut deja o discuție la telefon cu omologul său ucrainean, dar și cu ministrul de externe al României. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Rând pe rând, cei 16 membri ai noului guvern au depus jurământul în prezența Maia Sandu. Majoritatea dintre ei sunt pentru prima dată în această funcție. Va face echipă cu noul cabinet de ministri Irina Vlah, care, în calitate de bașcan al Găgăuzii, este membru din oficiul guvernului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Pe lângă Natalia Gavriliță și Irina Vlah, în noua garnitură guvernamentală se regăsesc alte 3 femei. Este vorba de Ala Nemerenko. Ea va conduce Ministerul Sănătății. Ana Revenco, în fruntea Ministerului Afacerilor Interne, și Iuliana Catanaragiu, care se va afla în fruntea Ministerului Mediului. După depunerea jurământului, președinta Maia Sandu le-a transmis un mesaj noilor miniștri. Toate cunoștințele, experiența pe care le-ați acumulat până acum a fost doar o etapă pregătitoare pentru această misiune importantă. Ceea ce o să reușiți în acest guvern va fi și aprecierea importantă a carierei dumneavoastră profesionale. Noi suntem aici o echipă de profesioniști integri și bine intenționați, hotărâți să implementăm în realitate viziunea de transformare a țării propusă de doamna președinte în alegerile prezidențiale din 2020. Noul guvern va avea 13 ministere și 2 birouri. În premieră vom avea și un vicepremier responsabil de domeniul digitalizării. Zilele trecute, fracțiunea socialiștilor și comuniștilor a criticat faptul că au fost create mai multe structuri, dar și că o parte dintre noi miniștri au activat până acum în organizații non-guvernamentale și că nu ar avea experiență în administrarea publică centrală.